magia este arta care fascinează tot mai mulți spectatori. Pe măsura trecerii timpului, numerele magicienilor sunt din ce în ce mai complicate și deci mai fascinante. Arta magiei s-a dovedit a fi mai puțin răspândită în România. Dar iată că ieri a avut loc în premieră națională la Galați, la Muzeul de Arte Vizuale, deschiderea oficială a Centrului Național de Magie, având ca scop principal promovarea artei magiei în România. Președintele acestui centru, magicianul în vârstă de 33 de ani, Dan Bookfing, a fost sprijinit de Academia de Magie din Statele Unite ale Americii și Asociația Magicienilor Francezi. Cu această ocazie, Dan Bookfing a oferit un mic spectacol de micromagie. Deci astăzi a fost deschiderea Centrului Național de Magie, al cărui președinte ești. Te rog să ne spui mai multe amănunte despre acest centru de magie. Acest centru este de a face cunoscută această artă la noi în țară. Și vom începe cu câteva ședințe de studiu, în măsura în care înființarea acestui centru va strâni interesul publicului, al copiilor în special, al tinerilor. Deci, în ce vor consta aceste ședințe, efectiv? Deci, va exista un atelier școală, unde cei care vor să cunoască mai mult, să învețe mai mult, vor avea această posibilitate. Deci, noi avem cărți, foarte multe publicații, accesul de magie și așa mai departe, despre istoria magiei în lume. Deci, ce interesează, au posibilitatea să lăsească... Există vreo limită de vârstă? Nu, orice ne poate să vină. Și vor fi plătite aceste cursuri? Deci, acum nu. Deci, acest atelier școală nu. În schimb, anul viitor, în cazul în care se va înființa o școală de acest gen, atunci automat va funcționa ca și cele din Occident. Deci, bineînțeles, se va plăti. Deci, pentru cei care vor să devină magicieni. Invitații au putut vedea expoziția ce a cuprins numeroase cărți despre magie, cursuri și seminarii cu numere de magie. Nu lipsesc nici obiectele de lucru ale unui magician, cărți de joc, monedă, șnur. În încheiere, invitații au putut viziona Festivalul Internațional de Magie de la Monte Carlo.